Știți că perspectiva unor fapte, după ce a trecut ceva timp, este cu totul alta. Și mai ales a unor fapte care au determinat câștigătorul în 2004. Eu vă spun din perspectiva unui ziarist, noastră, spuneți din perspectiva celui care a fost acolo pe, în bătălia cu Traian Băsescu. După câțiva ani mi-am dat seama că nimic din ceea ce a fost în acea campanie n-a fost întâmplător. Și că trăind în vultoarea evenimentelor, ni se părea că totul se întâmplă atunci, că totul este spontan, că toate sunt reacții de moment. Ori, începând cu retragerea lui Teodor Stolojan, apropo, știți de ce s-a retras Teodor Stolojan? Cred că, pe de o parte, din punct de vedere psihic, el n-a mai rezistat la o anumită presiune, dar Cred că au fost și niște factori externi care au determinat. Bun, mă rog, eu nu știu nici în ziua de astăzi. Și eu am auzit de chestiunea psihică, dar asta e o formă de alin, până la urmă. Biden mai avea un pic și candidat la 89 de ani. Dar, mă rog, chestiunea psihică nu are legătură neapărat cu vârsta. Deci, începând cu retragerea, cu retragerea Stolojan, intrarea în cursa lui Traian Băsescu a fost și o decizie legată de liberarea lui Miron Cozma, dacă mi-aduc aminte exact... Da. Înainte de turul 1 al alegerilor. Turul 2. Înainte de turul 2, o chestiune făcută de președinte Iliescu. Ce a mai fost? Zbierătul acela care nu avea nicio legătură cu realitatea lui Pârvulescu că s-au furat alegerile, cu fraudarea, alegerilor. cu fraudarea alegerilor. Toate astea mi s-au părut că au făcut. Cum vedeți dumneavoastră tot ce s-a întâmplat? Eu, acum, când privesc și eu lucrurile cumva mai de sus, îmi dau seama că. Nu, mai ales că a trecut timp. Da. Practic, am impresia că era deja o anumită pregătire mm -hmm. pentru ca România să devină un fel de bastion într-o bătălie mai amplă cu Rusia. Pentru că, aduți aminte. În care era culoarea în care s-au îmbrăcat cei de la PD și Traian Băsescu. Da, portocaliu, da. apropo de Maidan. Maidanul de la Kiev. Da, da, da. Deci da, tot Maidan Ucraina. La Ucraina era... A, nu știu, da, da, dacă ne legăm de o culoare. Dar eu vă spun că... Nu, no, nu, no, e vorba... Eu vorbesc de altceva. Era vorba de opțiunea politică de la Kiev, de mișcarea de la Kiev. A fost inspirată de acolo, asta de e clar. De acțiunea până la urmă de a introduce un spin... Dar faceți o trimitere doar la culoarea portocalie? Nu, nu, nu. nu. Era nu. vorba de un ansamblu de lucruri. Și bătălia dintre Occident și Orient, Iușcenco cu Yanukovici și așa mai departe, bătălia aceea poartă amprenta ceea ce mai târziu am văzut în, în Ucraina și în relația dintre da, Occident Ați fost bănuit că sunteți omul rușilor sau ați putea fi. Cumva ați merge spre Europa nu, de Est? sau Nu știu spre dacă est, neapărat adică... lucrul ăsta. Nu cred. pentru că. Da, Eu uitându-mă acum, iertați-mă da. și o să vă las să detaliați, atunci pe moment m-am gândit că erau multe lucruri care ar fi trebuit făcute și așa mai departe. Cred că le-ați fi făcut degeaba. Pentru că emoția care s-a creat atunci, așa da, cum s-a întâmplat, întâmplat și în 2014, uh, ponta Iohannis, uh, pont, Nimic nu arăta că Iohannis ar putea câștiga ceva. Dar uite, apropo de istorie, poate și românii învață ceva din istorie după 10 ani de Băsescu și 10 ani de, de Iohannis. Au învățat Nicușor Dan. Da. Deci 47% s-au a învățat la au învățat, învățat. Adică, după, în al doilea cred mandat. Cred că zarul, da, zarule, da, mai ales după primul mandat, da. După un mandat catastrofal, da. în care n-a făcut absolut nimic, absolut nimic. Deci, apropo de asta, vorbește de consolidări, că planșeul ăla trebuie consolidat, dar să nu cadă, vorba de un pericol public. A consolidat o singură clădire, din nu știu câte mii de clădiri care puteau fi, ar fi trebuit să fie consolidate, care sunt cu bulină și așa mai departe. Bun, mă întorc la anul 2004. Alegătorii An... au întotdeauna dreptate. Poftiți? Alegătorii au întotdeauna dreptate. De ce spuneți asta? Asta e formula clasică. Păi nu, e formula clasică, dar sunteți totuși... Am spus-o, am pus ghilimele. A, nu, dar asta e o prostie, adică nu, nu, nu e ad... Sunt absolut de acord. Asta e o chestiune, dar eu, eu... Sunt absolut de acord, dar... Mă întorc în 2000... Nu cred că era ceva de făcut. Că lucrurile, zarurile erau aruncate. Așa pe privesc de acum. Acum, din punctul de vedere al alegătorilor, eu mă aduc aminte ce mi-a spus un tip cu care m-am întâlnit atunci. El mi-a spus, domnule. Pentru că, practic, noi am obținut la fel de multe voturi ca partid, câte am obținut la intrarea în Parlament. Deci, practic, a fost același rezultat la sfârșitul guvernării, ceea ce e absolut După patru extraordinar. Ani de guvernare, da. incredibil, da. Dar el mi-a spus următorul lucru. domnule, noi am văzut ce ai făcut tu și ce ați făcut voi. Hai să vedem. Ne-ați dat o mulțime de lucruri, e în ordine. Dar acum vrem să vedem ce ne dă și Băsescu. Păi l-a dat multă păi sănătate. da, da. da. Și ați mai vorbit cu tipul... Nu, nu. E cineva nu. pe care la un moment dat l-am întâlnit în... Am a, înțeles. Nu era cineva peste... cu care vorbeați. Nu vorbea un cunoscut. În... Dar... Uh, probabil că mulți au păi gândit și așa și cu Ponta după patru ani de... Da. Sigur, putem vorbi despre aroganța lui Adrian Ostase, nu? Putem Felul vorbi. lui de a fi. Putem vorbi despre aroganța lui Ponta. Putem vorbi de lucruri care s-au întâmplat în guvernările PSD, dar... Până un alt, dacă tragi linie, dacă ne uităm în, lumă, în, în urmă, Guvernele au de un fel. Dar și cu Ponta s-a întâmplat același lucru. Sigur. Victor Ponta spune, se întâlnește, domne, ce bine, că ce era și nu știu ce. Dar lasă, că mai bine că am trăit încă 10 ani cu Ioanis. Eu cred că uh, noi n-am învățat nimic după 35 de ani. Faptul că l-am ales a doua oară, l-am ales cu ghilimele, venit da. cu Nicușor Dan, după 4 ani în care nu a făcut absolut nimic, da. arată că n-am înțeles a treia lecție. Nimic. Băsescu de două ori, Ioanis de două ori. Și cred că a trebuit ori. ales Ciucă, dacă mă da. întrebați pe mine o continuare, într-un fel, al lui Iohannis, nu? partidul care a dat. Ca să fie 35 de ani, adică 40 de ani, aproape un jumătate de secol, frumoși, eleganți. N-ai reținut că suntem cu 500 de ani în urmă? Noi? De, de ce faci? A, a, deci îți faci griji? Recuperăm da. încet, încet, ăștia a, 50. Îți faci grijă? Lumea merge mm. spre catastrofă, nu știu ce, dar noi vom fi salvați. Noi pe... suntem precum fanfara, sau ce era, orchestra de pe Titanic. Da, uh, noi suntem, adică avem vocația asta Cred că nu ne dăm seama de cât de gravă este situația Și mie îmi place povestea asta cu soluțiile care sunt absolut excepționale Creșterea permanentă, spre exemplu, a salariului minim Aha. Mie, Asta mi se pare o formulă extrem de, de inteligentă De ah, scuze. a crește nivelul de trai al, al populației <laughs> Păi vedeți am crezut că e o discuție serioasă, totuși. Bun. Uh, și cum vedeți? Haideți să nu vorbim despre programe. Acum uh, trebuie să fac o excepție. Eu am citit programul lui Cristian Diaconescu. Vi recomand. Totuși da. are un program. Da. Față de ceilalți, auzi auzit la ceilalți candidați să existe vreun program? Sincer, am cu toate sinceritatea. Dacă suntem noi, cum e misiunea asta, terminat de mult cred Hai. că ești unul dintre puținii care a citit uh, un program. Da, da. Pentru jignirile sunt practic, de obicei după emisiune. Asta -o este sunt o, în e o chestiune pe care de asemenea putem să o observăm. Uh, Există un anumit instinct uh, al alegătorului. Care e instinctul ăla? Să-l alagă pe Băsescu de două ori și pe Ioanis de două ori? Care se Haideți bazează... dar mă cu instinctul alegătorului, pe bună. Instinctul poate să fie bun sau rău. Dar a. el, adeseori, el, adeseor, păi de ce invocați? Care... Că a fost numai rău până acum. El, adeseori, este cel care îl ghidează pe... Uh, Alegător. Cel care urmează păstorul. Vorbeai despre păstori. <laughs> și el... <laughs> Merge după păstor, la un moment dat. Și cine e păstorul României în momentul ăsta? Iohannis? Nu, cred că România în momentul de față nu are un păstor. Nu are un păstor. Cred că asta este o problemă. Păi e adevărat. Nu, când democrație, fiecare face ce vrea. Deci nu spune așa nicușor, da? Nu știu, nu cunosc. Dar spuneți-mi, cine credeți că intră în turul 2? Probabil că intră Ciolacu, dacă nu apar probleme serioase și în în funcție de ce se va mai întâmpla în, ziele, în perioada următoare, în săptămânile următoare. că merită să intre în turul 2? Adică îl vedeți un candidat? Un, are nevoie de un sprijin foarte mare în perioada care urmează și o, mare mobilizare, Dumnezeu, sau, da? o mobilizare. Foarte, ah, foarte mare, vă la da. Dumnezeu? Da. O mobilizare foarte mare. Are o situație destul de complicată pentru că. El de ce -a are o situație fie, complicată? N-a reușit să fie convingător în mesaje și mai ales, nu în relația cu alegătorii, ci, în primul rând, în relația cu propriul partid, care este oarecum dezorientat, după părerea mea. Partidul Pe... e dezorientat? Nu, partidul oarecum, da, pentru că ar fi dorit, probabil, să. Participe în mai mare măsură, cu un randament mai mare, cu mai multe da, implicare. Cum, cum se poate întâmpla ca tu, da, șef de stat major, ministru al apărării, președintele PNL, da, Partid Istoric, că tot timpul invocă asta, că sunt de 150 de ani, prim-ministru, că a fost și prim-ministru, să fii dus de Nicușor, Dan ca. Apropo, precum uh, un cățel pe la tot felul de întruniri. Nicolae, ce a fost și membru al Partidului Comunist înainte de 89? Nu îmi puneți întrebările. Cred că da, dar ce mai contează? Nu știu, mă întreb. Nu. Păi da, Băsescu a fost colaborator. Bun, la nu securității. Discutăm de ele, dar e clar. Da, îmi place formula asta. Ca poliție politică, nu, nu știm limba română. Făcând poliție politică, nu ca poliție politică. Da. Colaborator ca poliție, mă rog. Aveți ceva? Apropo, că de nu istã. înțeleg. Nu, apropo de istoria, de istoria de, 100 de ani a liberalilor. Ce. Păi și ce? Pentru că, Au fost practic, atâția comuniști în, în... Și Stolojan era Tot comunist nu liberal. Cred. Nu, nu, era președinte Partidului Liberal. Și a mai dat Liviu Turcu și colaborator. Dar nu asta contează. Ce la liberal n-au voie să fie comunist, să nu înțeleg. Adevărul că... Încercați dumneavoastră cu PSD-ul să fugiți în perioada... de, de, ciuma roșie perioada... și atunci a găsit comuniști la ea. Probabil că a fost normal că era membru al Partidului Comunist, cum să nu? Nu știu. Cu toate că avea vreo 22 de ani la era Revoluție, tână, totuși. Da. în partid se intră de vreme, adică se intra. Și la Nicolae militari? Ceaușescu la cât a intrat? Nu știu, nu, nu mi-a comunicat. Nu, nu v-a zis. <laughs> când n-ar fi putut să vă comunice la Târgoviște, <laughs> da, înainte deci, de... Nu, uh... Aflăm o mulțime de lucruri despre, despre trecutul nostru, că asta spuneam. Cu prestația lui Mircea Joană a fost ministru în guvernul dumneavoastră. Știți, înainte de, de 89, bănezi, nu? L-ați cunoscut? Mircea Joană, repet. Cum uh... mi se pare parcursul domniei sale de până acum? Eu uh, am lucrat bine cu el. Așa. Este un tip uh, instruit. Asta un, un diplomat. Și că face parte într-o familie intelectuală că tatăl său se întâlnea cu Ceaușescu înainte în 89. Nu, uh, nu cred că are uh, păi dacă că -are este acut. un lider puternic. Cred că uh, are uh, a avut uh, dificultăți și în a conduce PSD-ul atunci când a fost președinte. A permis uh, cumva ca în jurul lui să se creeze uh, niște... Uh, Formule de oameni care au spart cumva. Adică nu erau oameni, erau plafon. formule. Au dat cu capul de plafon. Deci, spre exemplu, ca să uh, îți spun unul dintre exemple, uh, Marian Vanghelie. Marian Vanghelie este un tip absolut remarcabil ca organizator. Hmm. Dar uh, în timpul lui Joana, el are, uh, a ajuns foarte sus, era practic numărul 2 în partid lucrul ăsta a creat niște dificultăți, niște probleme de diferite tipuri. La fel și Liviu Dragnea, în opinia mea, nu avea datele cele mai importante ca lider politic. Era însă un organizator, un număr doi de partid. Problema este că se întâmplă ceea ce la un moment dat era o regulă a lui Peter, era repetată destul de des, de fiecare, Vreau dintre noi, fiecare dintre noi tinde spre propriul nivel de incompetență. Deci, Uitați-mă la mine. Eu sunt cel mai bun exemplu. Tu tinzi doar, n-ai ajuns încă. Doamne, dar acolo. încet, încet voi ajunge acolo. Exact. Dar asta este, asta este o observație, după părerea mea, foarte corectă. Și în zona politică poți să observi lucrurile astea. Și unii dintre oamenii care nu stau pe un anumit loc, să spunem, în care sunt confortabil cu statutul lor, ajung în situații delicate. La Bănuiesc că o place foarte tare. Da, părerea mea are da, așa un sentiment de adolescență întârziată. Haideți, domnul prim-ministru, ce n-ai da, are... <laughs> Are o formulă din asta de zâmbet permanent, de. Cu NATO, cu asta. Bun, nu mai pun în discuția asta, dar apariția. De ce? Deci... Adică nu vă mai plac adolescentele întârziate sau ce? Nu. Nu, vorbesc în politică, în sensul acesta. Nu mă. Nu, nu mă. A, cred, credeți cred că, că... asta bine într-o uniformă de școlar? sau când cred, cred asta cu se codițe. poate interpreta. Cu codițe, codițe și cu bentiță. Da. Eu zic că da, poate fi pe acolo. Vreau să fiu serios, vreau să privesc bă. cu respect orice candidat, nu vreau să, să fiu ironic, dar nu cred că și-are locul în bătălia asta. Cred că greșește Păi și Ciucă de elementar. ce și-ar avea? Poftim? Ciucă de ce și avea? Ciucă pentru că este impins de un partid foarte mare și pentru că adeseori... Uh, uh, avansul ăsta printr-un tunel te duce undeva unde nu vrei să ajungi. Că nu știi unde ajunge tunelul ăla, dar ești în tunel, te împingă ea din spate și ajungi -cine acolo. cine știe, dar ar putea să fie blocat tunelul la capăt, adică să nu ajungi la lumină. Uh, da, ce să spun? Uh, Știți ce mă... Singurul lucru care mă deranjează, că sunt tinzând și eu spre propria mea incompetență, nu mai văd foarte multe lucruri Prosteala asta cu care vin cei din PNL Și mai ales prosteala asta cu Nicușor Dan Nicușor Dan, dacă vă aduceți aminte Înainte de Cu două zile de alegeri din 2020 Că era pandemie sau când era 2020 a fost târziu, în toamnă, nu? Parcă nu? Da. Sau în 2021, nu mai știu când A fost chemat la Cotroceni Vă aduceți aminte? Nu. Păi, vă aduc eu aminte, că, okay. că erați plecat din oraș A fost chemat la Cotroceni ca să i adică să îi se spună ligătorilor Eu, Claus Iohannis, da, îl susțin pe Nicușor Dan. A, da, e Iar acum s-au inversat lucrurile cumva. Nicușor Dan îl îi duce de mână și pe Lasconi și pe Orban, că l-am văzut și pe Sica Mandolină pe acolo, și pe Ciucă îi duce de mână și apare peste tot cu ei. Da, Ăștia sunt al... președinții mei. În primul rând, în primul rând, ei ei uh, sunt oameni politici cu o anumită istorie, cu o anumită experiență. Nu poți să accepti ideea un referendum, unui referendum din ăsta uh, local... Uh, un referendum uh, local, e bine zis, uh, da. Un referendum local adăugat la un proiect care este major. Cel de uh, alegeri... Uh. Dacă voiai să faci, după părerea mea, dacă vrei, un referendum la momentul ăsta electoral, se putea face un referendum pentru modificarea mandatului de 5 de ani. An? Da, deci la... ai un referendum care avea un anumit sens. Și atunci era un referendum național pentru revizuirea Constituției și făceai un lucru deștept. Nu s-a da. dorit lucrul ăsta. Înțeleg e... că veți veni în studiourile noastre aici la gândul și când vor avea loc. Adică, măcar. Sunt trei date, nu? Sper să fie și referendumul, să vă bucurați. Adică avem 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie. Vă alegeți o dată să când ați vrea să participați. Sincer. Vi să și nu tu? ceva după alegeri. Vi și tu atunci, nu? Eu cam pe 1 decembrie tind să-mi ating, tind, să ating uh, nivelul. întreaga nivelul, comp, nivelul, uh, nivelul uh, era să zic, interial cel mai mare nivel de incompetență. Da, negociem. Aștept un volum de poezii de la tine. Cu mare drag și pentru doamna Năstase. Dar 1 decembrie ar fi, că e între cele două tururi și sunt și alegerile parlamentare. Că pe astea le-ați -as, le -as câștigat. Aproape, da. Cum aproape? Da, nu, cele parlamentare, da, corect. Beh, nu cică, dar, cică uh, aproape. Am vrut să nu, voiam să spun că deja Ah, uh, ăsta de acum? Ăsta de acum. mai stați un pic, stați un pic că vine PNL-ul tare din urmă. Da. George Simion cum vi se pare? George Simion a mai pierdut din viteză. Deci, uh, părerea mea el are un mesaj care este important pentru că practic în toată Europa mesajul ăsta suveranist, vine, da. dar uh, E, echipa lui începe să-și piardă din coerență și începe să aibă unele dificultăți în interior. De aici păi o nu de, Becali, Eu cred că își revine cu un pic de... Bun, Becali adaugă un anumit nivel de extravaganță. Dar, dar și de popularitate. De ce? Și de popularitate, fără îndoială. Are oameni, unii dintre ei, sunt oameni foarte buni. Petișor Peiu, spre exemplu, este în mod evident un, un câștig da. pentru ei. Și mai sunt și alții. Dar în, multe dintre grupurile astea, care la un moment dat par foarte radicale, în timp, nu, formula nu e foarte bună, dar sunt domesticite de, de presiunile... Ursula. Nu numai, dar de presiunile... Din toate, din, din toate părțile. Din toate părțile. Da.